Bună, eu sunt Monica, sunt practician în Compassionate Inquiry și sunt tare bucuroasă să răspund invitației prietenilor de la Herald, din nou, și să vă împărtășesc câte ceva despre corporalizarea emoțiilor, o carte scrisă de Raja Selva. Acum, la o primă lectură, această carte oferă o perspectivă documentată atât prin cercetare, studii de caz, cât și prin trecerea în revistă a unei vaste literaturi de specialitate, ne oferă accesul la a înțelege triada minte-corp-emoție. La o înțelege, a o simți și poate la a avea acces la anumite practici, atât pentru specialiști cât și pentru nespecialiști deopotrivă, de a practica în fiecare zi o conexiune conștientă cu corpul nostru, emoțiile noastre, gândurile noastre. O mare parte din această carte analizează semnificația înțelegerii corpului ca și recipient conținător pentru emoții. Selvam subliniază ideea conform căreia corpul nostru nu este doar un recipient, ci un participant activ la experiența emoțională, de foarte multe ori putând oferi suport în a conține o emoție ce în alt fel ar părea copleșitoare pentru întregul nostru sistem. Ne oferă exerciții practice pe care le putem aplica pentru a spori conștientizarea senzațiilor corporale în cele din urmă, favorizând astfel o conexiune mai profundă cu peisajul nostru intern, emoțional. În această carte se dedică foarte mult explorării acestui concept de conținere și modul în care această capacitate sau abilitate pe care o avem cu toții, o putem dezvolta cu toții, joacă un rol esențial în bunăstarea noastră emoțională. Reprezintă de altfel această conținere un principiu călăuzitor în Compassionate Inquiry, abordarea pe care o experimentez zi de zi, atât la nivel personal cât și la nivel profesional în calitate de practician certificat. Hrănind această capacitate de a conține emoțiile, ce facem? Creăm un spațiu sigur pentru a le explora. Această conținere, așa cum sugerează Selvam, ne oferă capacitatea de a fi curioși în legătură cu emoțiile noastre, de a le înțelege, fără a fi copleșiți. Raja subliniază importanța integrării minții, corpului, emoțiilor pentru a obține o bunăstare holistică. Accentul se pune pe cultivarea conștientizării de sine, atât la nivel afectiv, mental, fiziologic, cât și comportamental. Mai mult decât atât, reprezintă un ghid valoros pentru a ne descoperi pe noi înșine. Putem să folosim instrumente practice, putem să folosim surse de lecturi suplimentare, avem această posibilitate de a ne conecta, de a le incorpora în viața de zi cu zi. Pornim astfel, zic eu, într-o călătorie de autodescoperire, învățăm să ne conținem emoțiile, să ne implicăm corpul, pentru că așa cum spune el foarte, foarte practic, este mai ușor ca o suprafață mai mare să conțină o emoție decât dacă aceasta este localizată într-un singur punct. Dacă ne hrănim această capacitate de a ne conține emoțiile, avem posibilitatea de a explora cu curiozitate lumea noastră interioară și în cele din urmă să ne oferim nouă acest cadou atât de frumos, acela de a fi prezenți pentru noi înșine.